venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am filmat un clip cu cutiuța de la Look Fantastic, am rămas machiată și tocmai ce mi-a ajuns comanda de pe Freshful. Și ce am zis eu, dacă tot am filmat, sunt machiată, dacă tot am filmat dimineață, sunt machiată și am văzut și cumpărăturile astea și am câteva produse interesante din punctul meu de vedere, am zis, hai să pun repede să filmez, mi-am luat un tricou simplu, mi-am desfăcut părul, mi-am pus puțin gloss pe buze ca să fie drăguț și am zis, hai să filmez. Toată chestia asta a durat câteva secunde. Așa, foarte spontan a fost totul și hai să vă arăt ce am cumpărat eu de la Freshful. Am plasat comanda în jur de ora 12 și puțin și am pus în cel mai apropiat interval de ora la care am plasat eu comanda și era între 3 și 5 și mi-a ajuns la 3 și n-am ceasul la mână, dar este vreo 3 și un sfert, așa, cam așa, deci cam în 3 ore. Am plasat comanda asta pentru că mașina noastră este în service și bineînțeles că nu mă duc până la Kaufland să mă car cu sacoșile în mână sau să iau Uber pentru că nu ar fi asta o problemă, numai că Uber-ul când vede că vii cu diverse cumpărături, cu pungi mai multe, se uită așa un pic strâmb la tine de parcă cine știe ce, aduce acolo un sac de pământ și îl torni în portbagaj. Așa că dacă tot există aceste servicii, de ce să nu profit de ele? Am mai profitat de ele acum câteva luni, am mai plasat comenzi și am fost foarte mulțumită. Acum sper că am toate produsele, că s-a întâmplat odată să nu primesc morcov și chiar aveam nevoie să gătesc ceva cu morcov. Bine, am primit înapoi 10 lei pe care am folosit ulterior la o altă comandă, dar... am profitat și de o ofertă de... Bine, eu aveam cont, dar mi-am făcut alt cont, pentru că până la urmă suntem români și ne descurcăm în viață. Iubitul meu știe că eu sunt o cheltuitoare, dar până la urmă mă gândesc și la bugetul familiei, bugetul casei și vedeți că am găsit și un voucher de 25%, my God, de 25%, așa că am economisit, am vrut să zic că am cheltuit, nu. Am economisit 110 lei, așa că este foarte mândru de mine, sper, vedem. Hai să începem cu... cumpărăturile. Hai să începem cu punga asta, care e mai ușoară și e fix lângă mine. Am 4 pungi, mai am și niște apă, dar am lăsat-o pe balcon acolo, că nu mai are rost să vin aici să mă calc cu baxul de apă. Am descoperit acest mușchi de la Diana, care este o din asta, care face carne din rumnic cu vâlcea, care este foarte bun, vă zic sincer, ia să vedem când expiră, pe 27-a 10-a, produsele sunt foarte reci, ceea ce înseamnă că au fost luate de la frigider sau cât au fost transportate, au venit din frigider, nu știu, dar e super ok. Asta este, nu știu unde îl găsiți, dar îmi place foarte mult carnea și produsele de la Diana, nu știu unde le găsesc în afară de Freshful, mi se pare că mai există prin Auchan și chiar văzusem la Monica Palcău că recomandă niște mici de la Diana. Așa că poate când o să mai trec și eu printr-un Auchan din ăsta extrem, extrem de mare, gen hipermarket, poate o să mă uit să văd dacă găsesc. Am aici câte grame? 100 de grame, care a fost vreo 6 lei, sunt 2, 4, 7 felii, 7 felii și am luat 2 ca să fie. Am mai luat, că vorbeam de Diana, uitați aici, am luat și carne tocată amestec pentru că vreau să fac niște chifteluțe. Am mai luat și niște cașcaval din acesta de la Hochland. Clasic, destul de bun, îmi place, este printre cașcavalurile mele preferate. Ca să mănânc acum, am luat sushi, Simple Choice de la My Sushi. Iubesc sushi-ul, îmi place foarte, foarte mult, dar din păcate, iubitul meu nu este fan deloc sushi, nu este fan pește, nu prea este fan mâncare din asta chinezească, japoneză, în afară de noodle și pe care îi mănâncă. Așa că eu mai îmi iau un sushi de prin supermarket, adică nu pot să mă duc și eu la un restaurant unde se mănâncă sushi și să mănânc 5 kg de sushi pentru că lui nu-i place și nici nu ar avea ce să-ți ia de pe acolo, așa că na, asta este. În schimb, vorbim de pește, mănâncă fish finger din acestea, am luat de la Edenia. Au 250 de grame, nu știu exact câte bastonașe din acestea sunt, nu știu dacă i-am mai testat pe ăștia, sper să fie buni. Am luat milk burger, știu că am luat 4 și vedeam în punga asta doar 2, sunt obsesia mea, nu prea am obsesie eu, adică sunt o, sunt o mare mâncătoare de dulciuri, dar nu am obsesie, dar am făcut o mare obsesie pentru acest milk burger. Dacă am 100 de bucăți, trebuie să mănânc pe toți 100 într-o zi. Și mai am aici un almete din acesta cu verdeață, care este preferatul meu. O să încerc să le pun repede pe jos înapoi în punga în care au fost, pentru că trebuie să mă duc la bucătărie cu ele și mi-e destul de greu să mă duc așa cu ele în mână. Așa că le-am pus în pungă și dăm punga în parte și continuăm cu următoarea pungă. Sper să nu vă fug și prea tare. Am mai găsit 2 milk burgeri.
ei, super. Așa. Am auzit de Deltaica, care cică au un icre super, super bun. Așa că am luat și eu din acesta la 100 de grame. Sincer, nu înțeleg diferența, că l-am văzut pe ăsta care costa vreo 7 lei și am mai văzut unul care avea același gramaj. Ăsta expiră pe 15 a 10 -a. Și avea vreo, costa vreo 20 ceva de lei. Mi s-a părut puțin ciudat, nu prea am găsit diferențe între ele. Sper să fie bun ăsta de la Deltaica. Așa că vom vedea. Mai am aici un lapte, Zuzu. Sunt două. Două din acestea de cartofi, care ar trebui să aibă... ce urât sunt ăștia. Super. Care ar trebui să aibă 2 kg. Am mai luat și niște kiwi. Sunt 4 bucăți aici, dar sunt destul de mari. Și sunt 500 de grame. 3 roșii din astea, care nu pot să zic că arată foarte bine. Ce țeapă mi-am luat de data asta. Par un pipuț mucegăite. Dup. Ne-am luat și eu niște avocado. Da, nu știu, vom vedea. Sper să fie bune, că pentru avocado le-am luat. Nu arată el extraordinar. Sper totuși că nu e mucegai. Ăștia sunt și avocado, care nu prea sunt făcuți. Ăsta e stricat. Sau e foarte moale. Sper totuși că nu e stricat. Da. Și ne-am mai luat și niște lămâi. Cu legumele cam greu, din ce observ eu. Da, superb. Tocmai ce ziceam, că am câteva produse interesante pe care vreau să vi le arăt. Am să pun laptele aici. Da, super. Am mai comandat legume, dar au venit destul de ok. Acum nu știu ce aveau astea. Opa. Am mai luat și... Stai un pic. Eu am luat din aia mare, parcă. Sau n-am luat mare? Mi se pare că am pus în coș din aia cu 30 de bucăți. Sau am scos-o, trebuie să verific. Avem cafea. Mi-am luat iubitul meu Pringles cu bacon. Mi-am mai luat eu sirop cu caramel sărat pentru cafea și am mai luat și unul mic din ăsta cu Irish cream, care nu știu exact cum ar trebui să fie și o să-l gustăm împreună aici. Mmm, ce bun e! N-am știut dacă îmi place, așa că am luat o variantă din asta foarte, foarte mică ca să văd dacă îmi va plăcea. Nu cred că are alcool. Are un pic gust de alcool, dar nu cred că are, vă dați seama. Foarte bun e! Super! Chiar îmi place ăsta. Mi-am mai cumpărat un suc din acesta Schweppes și mi se pare că am luat fără zahăr. Ba nu, n-am luat fără zahăr. Nu știu, mi s-a părut că e ambalajul un pic ciudat. Știu că au făcut și o variantă din aia fără zahăr. Dar nu e fără zahăr, e ok. Am mai luat și o pâine și o verific să văd dacă este mucegăită. Pentru că de multe ori se întâmplă ca pâinea asta să fie, ce să vedeți, mucegăită. Și expiră pe 12. Hai, frate, pe bune... Super. Credeam că expiră mai greu, astăzi este 5 când filmez eu. Da. Am mai luat Kinder pentru iubitul meu. Voiam să mănânc o zacuscă, dar nu voiam orice fel de zacuscă. Așa că am luat-o pe asta. De la Răzvan Idicel. Zacuscă cu ghebe. A fost vreo 20 și ceva de lei bocanul ăsta. Și încerc să o amestec. Așa, să văd dacă e bună, pentru că am dat 20 de lei pe ea, 22 parcă, mă gândesc că e puțin mai diferită față de ce se găsește în supermarket, așa că sunt mega curioasă să o testez. Chiar după ce termin de filmat, o să mă duc să o încerc. Sunt fan zacuscă, dar nu pot să fac pentru că, nu știu, parcă mi se pare că strică gustul și consistența. Pot doar să fac așa, cât mâncăm o dată de două ori. Am mai luat niște tortilia din astea. Am găsit doar astea, care sunt 4 bucăți și au costat și destul de mult comparativ cu alea, v-am mișcat, cu alea din Kaufland, dar aia e. Am mai luat și două cola și am primit cadou aici.
Două, da, sunt două mini paste din astea de la Colgate. Da, minunat. Mi-a stricat starea un picuț cu acele pacile rezume. Sper totuși că acel avocado să nu fie stricat, pentru că e super nașpa. Dacă e stricat. Și hai să trecem la punga în care am câteva poste interesante. Bine, nu hârtia este interesantă, este asta cu piesică, dar să trecem mai departe. Ci, ăsta mi se pare mie interesant. Este un gel, nu este un, aha, un lapsus, este un detergent de rufe gel, care are 3 litri, 3,2 litri. Și zice că este bun pentru 106 spălări. Ei bine, nu i-am dat deloc încredere. Am crezut că nu o să fie bun și că o să vină și miroase super urât. Dar miroase atât de frumos. Deci, mirosul e superb, sincer vă zic. Cred că am făcut o descoperire foarte bună și l-am luat la vreo 28 de lei reduse pe la 35. Și de asta, asta m-a făcut să-l cumpăr, dar miroase superb. Deci, stați să vi-l mai arăt o dată. Dacă îl vedeți, este de la Königliwasch ăsta. Nu știu exact ce este. Mai departe, am luat un balsam de rufe de la Sano. Vai, dar asta e murdar și o curs din el. Chiar vă lăudam fresh-ul. Ăsta miroase plăcut, dar nu știu de ce e așa de lichid. Că nu era așa lichid ăsta de la Sano. Doamne ferește. Și este foarte decolorat. Ok. Mă abțin. Doar nu cred că au pus ei apă peste, sau cel puțin așa sper, și a curs balsam de ăsta peste mine. Deci eu știam că ăsta de la Sano miroase foarte bine. Da. Are 2 litri, apropo. Am mai luat și ăsta e foarte murdar. Eu înțeleg că ele vin din depozite, dar până acum la celelalte comenzi nu mi s-a întâmplat chestia asta. Mi-am mai luat de la Mixa, pentru că v-am zis eu cât de mult îmi place crema de, de față. Am luat de la Mixa Soothing Body Balm pentru piele atopică. Și ia să vedem, balsam calmant de corp atopice, potrivit pentru pielea foarte uscată cu tendință atopică, pentru bebeluși, copii și adulți. Are 400 de ml și uitați-vă cât de murdar este, ia. Da, o să-l testez și o să revin la voi cu păreri. Și ultimul produs este unul de la Dermomed. Este un gel de duș de 1 litru. Nu l-am mai testat. Este cu acid hialuronic și cu iris. Și sper să miroase frumos. Atât. E mov. Dar n-are un miros prea plăcut. Sau cel puțin nu-l simt eu acum. Și astea au fost toate cumpărăturile mele. Am așa o dezamăgire, după cum puteți observa. Și să verific unele lucruri, dacă sunt cum trebuie toate aici. Pentru că, vă zic sincer, mă enervează. Au venit produsele murdare. Chiar o să le dau mesaj și o să le zic că am avocado stricat. M-am enervat, n-am ce să vă mint, dar hai să terminăm clipul într-un mod drăguț. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că sunteți aici de fiecare dată lângă mine. V-am pupat, pa, pa!